genul programului Talk Show. Bună seara, stimați spectatori, Hristos a înviat, încă se mai spune câteva zile până joi la înălțarea Domnului, acest salut creștin. Și eu mă folosesc de prilejul ăsta să vă spun Hristos a înviat. În seara asta discutăm cu doi oameni care și-au asumat responsabilitatea de a spune nu defrișărilor din pădurile României. Pentru că a fost jaf la drumul mare. Și toată lumea știe, da, după cum spuneam și în emisiunea de vineri, vorba povești în care vă explic știrile, toată lumea știe despre aceste defrișări, toată lumea strigă hoții, așa, sau, mă rog, strigă, nu, zice lucrurile astea, dar cam la cafea, într-un grup de prieteni, când e vorba de ieșit și de protestat pe față, da, se știe și autoritățile, să zicem așa, că nu suntem chiar fraieri, foarte puțini oameni. Doi protestatari care sâmbătă au fost în fața statuiei ecvestre a lui Decebal sunt astăzi la noi în studio. Alexandru Strâmbei, bună seara, bine revenit la noi în studio, adevărat a înviat. Și Adrian Baciu, bună seara. Bună seara, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Bun, hai să vedem, vă arăt prima dată fotografia cu pricina, da? Ia uitați, și la al doilea protest, la primul au fost 4. Acum număr eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mai lipseau vreo 5 până la 20. 20 au fost. 20 pe parcurs. Am înțeles. Deci au mai venit pe parcurs. Bun. Cam ăștia au fost sâmbătă în fața statuii lui Decebal. Restul acasă, la cafeluță, la bericică, la grătărel. Că vorba aceea. Bun. Înainte... punctul de vedere, bineînțeles, era să zic vorba poveștii, că m-a prins emisiunea asta nouă pe care o fac, dar nu contează că ne întâlnim vineri la vorba poveștii. Bun, punctul de vedere, dăm te rog frumos laptopul. Iohannis atacă la Curtea Constituțională a României legea incompatibilității primarilor. Ce spune de contrele cu Ponta? Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni că va ataca la Curtea Constituțională legea incompatibilității primarilor, precizând că are dubii serioase în privința constituționalității acestui act normativ. Totodată, șeful statului a făcut precizări cu privire la codul silvic. Hopa, ce ne interesează pe noi? Menționând că nu suportă ca păreri politice diferite să ducă la aluzii că se face trafic de influență la președinție. Oh, dar nu sunteți obișnuit, domnul Iohannis, să se fi făcut lucrul ăsta în ultimii 10 ani? Întreb și eu așa. Știți că noi am mai avut un domn președinte, știți, care acum... vrea pe cai, să fie pe cai mari într-un anume partid care a avut nu știu, o întâlnire la noi, la Deva. Știu despre ce întâlnire e vorba și ați văzut da, în emisiunea anterioară la provocarea la Volodea Macovei despre ce partid era vorba. Da, știți, fostul președinte care acum vrea înapoi în politica mare, da? Eu sper să nu reușească să ajungă înapoi în politica mare. Știți de ce? Nu sunt antibăsist din ăla convins, nu, nu, da? 10 ani, destul. Mulțumesc frumos. E, de asta îi spuneam domnului Iohannis, care chiar dacă nu mă aude, că înainte se cam întâmpla și se vedea foarte clar lucrul ăsta. Știți, cu trafic de influență la președinție, nu? Bun. Hai să mai dăm o știre. Că vorba aia, Uniunea Europeană, da? Comisia Europeană, de fapt, are și reacții la promisiunile și la dorințele guvernului Ponta. Reacția aceea e la măsurile de relaxare fiscală promovate de guvernul Ponta. Înțelegem, dar, și trei puncte. Hai să vedem știrea. Pe ziare.com sunt și știrea anterioară, cealaltă știre, da, a fost tot de pe ziare.com. Comisia Europeană înțelege decizia autorităților române privind relaxarea fiscală, dar vrea să se asigure că sunt luate și măsuri compensatorii pentru ca România să rămână unul din statele cele mai stabile și mai disciplinate bugetar și fiscal din UE, a declarat luni Angela Filote, șefa reprezentanței CE. Pe cuvântul vostru. Deci unde ați văzut voi, mă, ăștia de la Comisia Europeană
ca România să fie stat disciplinat, bugetar și fiscal. Că unii, în sfârșit, trăim cu niște iluzii. Și da, e bine că și europenii sunt prinși în același joc și intru un pic și pe hotnews.ro, că după aia mă duc și la ziarul Hunedoreanului. Ministrul Finanțelor, vrem să lăsăm românului posibilitatea de a-și deduce din impozitul pe venit în timpul unui an o parte din cheltuieli, 20-30%. Numai atâta? A, în sfârșit, bun. Consultanții, nu se poate. Impozitul pe venit e cu reținere la sursă. Bulversezi tot sistemul. Dar de ce să bulverzezi sistemul? M-am săturat să fiu tot timpul jecmănit la buzunar. Dar în sfârșit, zice, după jocul de impozitare a bacșișului, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici vine cu o altă propunere șocantă. Vrem să lăsăm românului la finalul unui an posibilitatea de a-și deduce din impozitul pe venit în timpul unui an o parte din cheltuielile din o anumită zonă de evaziune fiscală. Adică omul într-un an de zile știe că își strânge aceste bonuri fiscale pentru ca la final de an, să păstrezi bonuri fiscale, iauzi. La final de an, în limita 20-30% din impozitul pe venit, își poate lua înapoi niște bani pe care i-a cheltuit pe produsele, unde evaziunea este mai ridicată. Bun. Păi stați un pic. Și eu cum? Deci, știm, domnul Teodorovici, alo, știți, nu vă supărați. Când intră ăștia cu tirurile, cu ceapă, cu usturoi, cu roșii, cu dă-mă pe mine că îmi bag degetele în cadru și nu-i bine, cu ceapă, cu usturoi, cu portocale, cu banane, cu legume, știți, intră cu ele, pac, pac, pe țirme fantomă, că am întrebat și eu oamenii specialiștii, da? Și rezolvă rapid problema. Păi eu și eu pe astea ce? Mă duc la, când cumpăr ceapă din piață, dă-mi înapoi banii pe ceapă, pe usturoi, pe nu știu ce, domnul Teodorovici. Deci aici se face evaziunea fiscală cea mai mare. Păi și cum? Bine, eu sunt de acord. Păstrez bonurile de la ceapă și de la țelină mai ales. Păi nu? Bun. Ultima știre pe care vă dau este din ziarul Hunedoreanului. Din ediția de azi. Dă-mi, te rog, laptopul. Șef al Gărzii Naționale de Mediu trimis în judecată în stare de arest preventiv pentru afaceri cu terenuri în Parâng. Directorul general adjunct al Gărzii Naționale de Mediu, Marius Ion Bărbulescu, a fost trimis în judecată, nu se prea vede că scrie așa mai gri, în stare de arest de procurorii anticorupție, după ce acesta ar fi ajutat un om de afaceri la rândul său arestat preventiv să obțină controlul asupra unei importante suprafețe de teren forestier situate pe raza a trei județe, inclusiv Hunedoara. Ia au zis, deci, păi, dai, aici se fac afacerile și mai vine doamna cu radarul pădurilor, că avem și noi reclamă. Radarul pădurilor de frișări ilegale. Bun. Cam asta a fost punctul de vedere. Acum intrăm să vedem ce-i mâna pe în luptă. Știți că numai 20 de români din Deva au reușit să iasă. Poftim? 60.000 Deva. Nu știu dacă 60.000. 55, hai să zicem frumos. Din 55.000 numai atâta? 20? Da. Numai atât putem? Da. Asta am demonstrat. Doar atât putem. Atât am putut. Credem cu tărie și sper că nu asta să fie un motiv, că n-a fost doar o hârtie, un aviz de la autorități pentru a manifesta într-o țară liberă și democratică, impasul de a ajunge în fața lumii și a spune că nu ești de acord cu ceva care eu consider la ora actuală că este o crimă. Deci este o crimă. Tăindu-se în copac ilegal este crimă. Mă repet, crimă. Bun, eu vreau să întreb Adrian Baciu. Ai fost doar la al doilea protest. La primul protest a fost Alexandru și încă trei oameni, Ovidiu, Nicu Hada. Dan Almășan, așa a fost un meu coleg de liceu, surprins, plăcut să-mi văd. Și încă Raul și Adrian, prieten de-a lui Nicu Hada. Au fost doar în trecere, au stat. Cât am stat noi acolo, a decurs a două ore, au venit... La primul protest. Au venit 6-7 în total. Adrian Baciu, de ce ai ieșit sâmbătă? Din convingere că așa trebuie să facem toți. Din păcate, în Deva, nimeni nu mișcă nimic. Încă. Sperăm să-i sensibilizăm și să ieșim mai mulți. Bun. Dar de unde și până unde treaba asta cu pădurile? Că noi stăm la oraș,
universul nostru de în universul nostru de asfalt, sticlă, beton, nu, prea mai puțin copaci, mai, a? Eu am crescut în Cheile Turzii. Așa. Și mie îmi place natura. Și de-aia vreau să o văd neatinsă de tot felul de oameni care vor să se îmbogățească peste noapte. Bun. Ei sunt foarte emoționați, stimați telespectatori, și de asta e greu să porți o convorbire. Hai să vedem cum se organizează un protest în România. Pentru că eu i-am spus emisiunii acestea și dacă vă uitați pe burtieră se vede acolo asumarea răspunderii. Stimați telespectatori, sunteți bineveniți 0354-738888. Asumarea răspunderii. Vreau să vorbim despre cum se organizează un protest în România, plecând de la această demonstrație a neputinței și a indiferenței, da, pe care am văzut-o, manifestată nu într-un weekend, în două weekenduri, în două sâmbete, pentru că n-a fost primul protest. La primul protest, Alexandru Strâmbei, tu ai obținut autorizația sau? Nu. Pot să vă relatez că sunt amic cu Dan Povăloiu. El a inițiat o amplă campanie pe un site de socializare împotriva acestor oameni care fac rău pădurilor. Am spus în același timp cu el prezent și am spus că voi fi prezent la Deva. Am crezut că voi sensibiliza mai mulți oameni să iasă alături de mine. Nu am reușit. Cei care au fost prezenți, le mulțumesc. Celor care nu au fost prezenți și au fost cu sufletul alături de noi, că sunt sigur că sunt oameni în situația asta, pot să vă spun că unii de pe zi pe alta nu poate să-și schimbe programul. Sunt unii care sunt mai familiști, au programul bine stabilit și în weekend. Am văzut că au fost pe lângă noi, în trecere, autorități și ne-au spus că ce facem. Și am spus, protestăm împotriva defrișărilor în masă. Aveți grijă să nu vă bateți, să nu faceți scandal. Mulțumim. Și am rămas doar eu cu Nicu Hada, ulterior s-au apropiat și ceilalți de noi, am stat două ore, iar apoi am plecat un pic dezamăgit, dar optimist cum sunt, am zis, nu e nimic, voi face săptămâna viitoare să fie totul mai ok. Dar tot cu un semn de întrebare, oare are să vină cineva? Pentru că atunci am zis, bă, chiar nu mă duc să-mi fac rost de nicio autorizație, nimic, pentru că știu sigur că nu va veni nimeni. Partea negativistă din mine. Am zis, nu e nimic, eu oricum ies. Deci la primul protest nu a fost autorizația pe numele tău, a fost o autorizație? Nu, nicio autorizație. Deci n-a fost niciuna, nu a fost nicio autorizație. Am ieșit doar la, cum să vă spun eu, la îndemnul lui Dan Povăloiu de la Natura și Aventura. Că aveau manifestații loc în țară, în țară și în alte părți, din solidaritate au ieșit și ei. Am înțeles. Și ați fost patru oameni, deci nu cred că... N-am deranjat. N-ați deranjat, cred că nici la al doilea protest. Bun, hai să spunem și la al doilea protest cum a fost. La al doilea protest a fost mai frumos, surpriză. La locul întâlnirii am fost întâmpinați de doi domni, din punctul meu de vedere, foarte drăguți. Ne-au dat toate informațiile necesare pentru ca la următorul protest care îl avem să fim legali. Adică au venit și ne-au spus ce demersul trebuie să facem noi ca și protestatari manifestanți azi în 2015 pentru a demara un protest. Am luat aminte, eram foarte revoltați pentru că nu puteam noi atunci să ne desfășurăm. Dar cu calm, pentru că suntem oameni calmi și cu capul pe umeri, am spus trebuie să o lăsăm așa și să facem totul legal ca nu cumva să avem unii dintre noi probleme. Că nu avem nevoie de probleme cu legea. Și eu mâine mi-am asumat răspunderea să merg să ridic o autorizație de la primăria Deva. Deci, practic, și al doilea protest a fost tot așa, fără autorizație? Fără autorizație. Deci a fost fără autorizație. Mi-am asumat din nou răspunderea împreună cu dragul meu prieten Nicu Hada. Hai să facem ceva pentru Deva. Facem. Noi ne asumăm răspunderea. Dacă doriți și aveți timp liber, sâmbătă,
Eu voi fi din nou, îmi asum din nou răspunderea să fiu acolo. Bun, dar de data asta cu autorizație. Cu autorizație. Bă, o să vorbim despre cum se obține, o și eu cred că se obține foarte ușor. La nu, dar o ai deja? Nu am. Eu mâine, astăzi am avut niște probleme, n-am fost în localitate, am ajuns doar cu 5 minute înainte de emisiune. De-abia luni. Da, și mi s-au dat niște detalii. Trebuie cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurarea evenimentului, trebuie trimis o cerere tip la primărie, se aprobă de către primărie, ulterior vor fi anunțați și cei de la Jandarmeria Română pentru a ne acorda un sprijin pe toată durata evenimentului. Mulțumim pe această cale și celor de la Jandarmerie și celor de la primărie. Cu siguranță știu sigur că, eu așa cred că primăria din Deva și autoritățile locale sau Jandarmeria nu vor fi un oponent al nostru în acest demers al nostru. Bun, ar fi chiar culmea. Adrian Baciu, fără autorizație? Da, de data asta fără autorizație. Sperăm ca sâmbăta viitoare să avem și autorizație și să fim și legali. N-am făcut niciun rău. Am ținut niște pancarde în mână prin care am atras atenția că nu este în regulă ceea ce se întâmplă. N-am făcut niciun rău. Fără scandări, fără scandal, fără... Am înțeles. Bun, dar... Nu știu, rânduiala asta, bun că se tot vorbește de statul de drept. Cum vi se pare toată povestea asta? Dom'le, trebuie să-ți iei autorizație, semnezi că ți-asumi răspunderea pentru ceea ce se întâmplă acolo. Pentru că mă gândesc, dar nu, uite, am o altă întrebare. Domnii ăia, de unde erau care v-au dat informațiile toate? Jandarmeria Română. Jandarmeria Română. Da. Deci au venit de la... Două cadre militare, un sublocotenent și un plutonier major. Și ce au zis? Acum nu vă dăm amendă, dar... Nu. Au venit frumos, ne-au adus la cunoștință legea 60 1994, republicată 2014, că asta este spre surprinderea noastră, că este o virgulă care a fost adăugată în lege pentru a nu mai protesta fără autorizație. Deci se puteau... S-a scos cuvântul spontan. Deci manifestații spontane nu mai există. Nu, dacă vrei să te revolți dintr-o dată, ești deja... Pe de altă parte, Constituția așa, garantează dreptul la protest. Legea 39, nu? Da. Bun, dar cum o vedeți pe asta? Pentru că stăm și ne uităm la parlamentarii din România care vin și întotdeauna ne spun noi facem legi, noi dregem. Departe de mine să îndemn pe cineva, stimați spectatori, să încălcăm vreo lege. Dar câteodată legile... Iată, oamenii și-au asigurat o liniște. A? Categoric. Bun, categoric. Te rog să dezvolți ideea. Păi, acum ce aș spune? Dacă aș fi eu conducător, probabil la fel aș proceda. Nu știu. Și asigură liniștea ca oamenii să nu iasă în stradă. Dar nu trebuie să ne lăsăm influențați de asta. Trebuie să ne spunem durerile, necazurile și în stradă dacă este nevoie. Bun, hai să ajungem la subiectul ăsta. Bun, vrem natura neatinsă, dar stai un pic, că foarte multă lume ar veni și ar spune, domnule, dar totul e legal în România, se taie bine, nu sunt atâtea încălcări. Eu nu știu să fi amendat foarte rău garda de mediu sau să fi închis foarte multe firme din astea să plângă cei care, nu știu, au avut afaceri în domeniul ăsta al lemnului, s-a tăiat chiar din retezat, s-a venit după aia să ni se explice, domnule, stai, copacii erau bolnavi, aveau nu știu ce gândac. Deci, practic, ni se expun niște motive. Nu? Hai să vedem de unde își pune unde, gata, defrișări, ilegale sau legale. Alexandru, să fim noi generația care tăiem tot? După noi nimic? Nu vrem. Deci noi nu vrem să fim generația că azi se taie. Nu vrem. Vrem, totuși, dacă se face ceva, aș vrea să știu câte fabrici de mobilă au apărut după 1989, câte fabrici s-au făcut în România. Eu vă pot spune că 70%, vă dau un procent, 70% din copacul care se taie se arde în Europa. Se arde în Europa, se trimite în Europa pentru a fi ars, a fi pus pe sobă, pe grătar, pe ce vreți dumneavoastră.
să fie 70-50% și totuși se arde. Păduri care ar aduce sute și mii de turiști. Turiști care vin în România și spun așa ceva este pădure virgină, deci nu se poate așa ceva. Deci, sălbatică, da. Pădure virgină și sălbatică, wow! Bun, eu pot înțelege, dar ce părere aveți că există, acum se fac niște eforturi pentru adoptarea noului cod silvic. De codul silvic ați auzit? Adrian Baciu, te rog. Păi, ce să spun? În ultimii ani au dispărut, deci după 89, au dispărut cam 50% din zona împădurită a României. 50%, vi se pare puțin? Cine aș crede că 30% ar fi fost reîmpădurită? Hai să luăm pe partea cealaltă, da, a celor care... Silvic se specifica că cei care taie trebuie să reîmpădurească. Ați văzut dumneavoastră undeva reîmpăduriri? Eu n-am văzut și tocmai de asta sunt revoltat. Nu dăm nume de firme, dar în Austria nu se taie lemn. Nu se taie. Și vine în România și îl taie. Că noi acceptăm de toate. Bun. Ce credeți voi că ar trebui făcut ca, nu știu, aceste defrișări să fie stopate? Pentru că ați ieșit. Ok, ați ieșit prima dată 4, după aia 20. Acum sâmbătă o să vedem ce se întâmplă, cât sunteți, ca să zic așa. O să fim mai mulți, că și Civitasul va fi alături. Am înțeles. O să fie și Civitasul. Bun, cât? Încă 100 de oameni? Din 55.000? Sperăm să fim 100 de oameni. Măcar 100 de oameni. Da. Te rog, Alexandru. Da. Grupul de inițiativă Civitas, asociația, grupul de inițiativă cum cunoaște lumea pe site-ul de socializare, și de curând și cu statut complet de asociație civică, va fi alături de orașul Deva și de păduri. Eu, pe această cale, îi chem pe toți care sunt în acest grup virtual, cei care sunt simpatizanți al acestui grup, nu cei care sunt, care doar au auzit, nu se implică nici virtual și nici doar prin prieteniile care se fac. Așa? La cafea, la întâlniri. De a ieși, vreau ca Deva, municipiul reședință de județ, județul care are cel mai frumos parc din lume, Te referi la Parcul Național Retezat. Retezat, da. De unde, cum și dumneavoastră a spus, s-a tăiat. Poate nu s-a tăiat la ras, cum s-au tăiat în alte zone care sunt protejate în județul Hunedoara. Mă întreba un amic de-al meu care a venit, s-a întors din țările calde, a venit, lucrează dincolo și vine acasă și zice... Bun, dincolo, cam pe unde? Austria, Germania? În Germania. Muncește în Germania și a venit acasă. Și mi-a zis, ce e cu toate protestele astea care le faci tu? Și zic, măi, uite, se taie. Unde se taie la Deva? Și am spus, chiar te rog să mergi la pădure, la renumita zonă Căprioara, să vezi pădure la ras. Zic, mergând după aceea, dacă ai timp să mergi către Lăpușnic, să vezi frumos tăiat la ras, în spatele dealului, Doamne ferește să ajungem acolo. Deci, nu știu, eu m-am speriat, m-am oprit cu mașina și vreau să cred că văd așa cerul liber. Și am zis, hai să urc până acolo. Și când am ajuns, m-am speriat. Dealuri dispărute de pădure. Dealuri dispărute. Nu mai este pădure. Și nu am văzut, dar nu am auzit pe nimeni să reîmpădurească. Și asta este o mare problemă. Asta probabil ulterior, dacă vom opri defrișările, vom merge pe partea cealaltă. Hai să și împădurim. Eu voi spune prezent și la împăduriri. Bun, spune-mi, te rog, te vei duce la primărie mâine, da, să ceri autorizația. Mâine. Bun, ce se întâmplă în cazul în care nu primești această autorizație? Vom face alte demersuri. Vom sista, cum de altfel se va trebui să facem, să sistăm acest protest.
Și n-aș vrea să se întâmple ce s-a întâmplat în București, că mulți s-au luat cu jandarmii și e, nu vrem să facem, nu vrem să ajungem la violență pentru a ieși în evidență că să nu se defrișeze în masă. Deci în masă se defrișează, nu vrem, nu, nu vrem. Suntem oameni pașnici care vrem să se întâmple lucruri bune în România. România lucrului bine făcut. Vorba celebră. Asta e o vorba a președintelui. A președintelui României, care astăzi, cu subiect și predicat, a spus ceva frumos. Vedem imediat după pauză, pentru că sunt amenințat, stimați telespectatori, că voi fi tăiat la ras, ca să zic așa, de regie, glumesc, bineînțeles. Dacă nu iau publicitatea, acum sau te defișez, mi-a zis Peti în cască. Deci... Pădurarul-i tot pădurar, ca să nu ne taie de tot, luăm pauza și revenim cu declarația președintelui Klaus Iohannis. Pauză. Da, am revenit în direct, stimați spectatori. Dăm un pic laptopul ca să ne lămurim. Da, sunt pe hotnews.ro, Klaus Iohannis despre codul penal și codul de procedură penală. Nu sunt de acord ca parlamentarii să facă modificări din interes propriu. Și nu intenționez să sesizez Curtea Constituțională pe codul silvic. Tăierile ilegale de păduri reprezintă un atentat la siguranța națională, zice președintele Klaus Iohannis. Da, bun, celelalte scam de politică nu mă interesează foarte tare, cine va fi premier... În sfârșit, pe Mediafax văd o știre care se încarcă mai greu, dar nu contează, că uite, s-a încărcat. ONG-uri nemulțumite că nu au putut să-și pună în comisie opinia la codul silvic, amenință cu protestele. Reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale din domeniul protejării mediului au criticat marți, da, după ce comisiile parlamentare au respins cererea de reexaminare a președintelui la codul silvic, faptul că nu au putut să-și exprime punctele de vedere. Deci asta este, ca să zic așa, anunțul pentru proteste. Și pe gândul, așa cum încearcă PSD să transforme mitingul anti-defrișări într-unul anti-Iohannis și pro-codul silvic. Aveți ceva cu Iohannis, stimați invitați? Nu. Nu. Eu nu, personal, nu. Eu până acum îl văd președintele României altcumva decât a fost cel dinainte, adică nu cel care să coordonează altcumva țara. Adică are oameni care să-i le spune ce trebuie să facă fiecare. Mai că în România să se facă ceva bine trebuie luat din temelie. Și el la asta lucrează. Este un pic mai greu de înțeles pentru noi românii că trebuie să facem lucru bine făcut. Bun, ca să înțelegem despre ce vorbim, uite, am intrat, dă-mi iarăși laptopul, te rog frumos. Am intrat pe realitatea.net. Al doilea protest uriaș împotriva... Stai că mi-a intrat... Nu știu ce de pe... Așa. Al doilea protest uriaș împotriva despăduririlor și a codului silvic pe 16 mai. Și ia uitați câți oameni sunt. Un alt protest de mare amploare împotriva defrișărilor și codului silvic va avea loc pe 16 mai, da, sunt fotografii de la primul protest, practic, și văd că țara, orașele din țară, se mișcă mai puțin deva, pentru că mai puțin nu știu de ce. Bun, ce nu e regulă acum, domnul Baciu? Să-mi spuneți, pentru că tot vorbim de codul silvic, de defrișări. De ce nu-i bine acum? Care-i treaba? Că nu pot înțelege. Păi, nu știu. Eu cred că ar trebui stabilite niște limite de tăieri. Atât ai voie să tai, atât ai voie să exporți. Nu așa fiecare cât îl taie capul și cum vrea și cât vrea. Doar le convine și dacă plătesc o amendă la garda de mediu. Pentru că câștigurile sunt atât de mari în domeniul ăsta, încât nici nu mai contează amendă care o primesc ei. Nu așa se rezolvă. Să vedem codul silvic nou, să vedem ce prevede. Nu am putut să-l studiez, că nu l-am găsit. Niște paragrafe scoase de presă, așa, mi s-au părut irelevante deocamdată. Să vedem toată legea și să... Atunci vom sta de vorbă altfel. Bun, și totuși e un pic o presiune a unor oameni care, cum să vă spun eu,
fac un lobby pentru ceva. Dumneavoastră vă place ideea de a protesta, ideea de, cum să vă spun eu, de a ieși, domnule, să spuneți autorităților doar că existați sau și știți? Acum vă pun la colț, ca să zic așa. La modul cel mai serios, domnul Mica, ce v-ar place dumneavoastră să faceți într-un weekend? Să ieșiți frumos cu cortul, să stați la aer liber, să vă relaxați. Clar! Asta aș vrea și eu. Dar după cum se vede, autoritățile nu ne lasă. Adică ne țin în priză și sâmbătă și duminica. În loc să mergi într-o parte, trebuie să protestezi împotriva lor că ei nu gândesc. Sau ne fac pe noi să gândim, să vedem dacă gândim sau nu. Că eu aș vrea să ies în natură, pentru că iubesc natura. Și, uite, trebuie să, ca să pot să mai ies cu copiii mei, cu nevasta în natură, nu pot. Pentru că nu pot. Adică trebuie să stau, să le ofer confortul ăsta și peste 10 ani, 15 ani. V-ați gândit să faceți, nu știu, un catalog, că bun, au apărut tot felul de hărțile de frișerilor legale sau ilegale din România. În județul Hunedoara, acum, la momentul ăsta, dădeați câteva cazuri. Îmi spuneați înainte de pauza publicitară că ați găsit niște dealuri undeva tăiate la ras. Da. Vă gândiți să... Chiar veneam astăzi de la Braț spre Deva și îi spuneam colegului meu, Dumnezeu, Doamne, să nu vină ploaia. Deci era o căsuță superbă în vale și până sus în vârful dealului, cât să vă spun așa, vreo 500 de metri. Da, 500 de metri. La ras, copacii, de la el, din curte. Pe curba, cum se termină curbele de la Vălișoara pe... curbele renumite de la Vărișoara, imediat se intri pe drumul drept. Acolo, pe dreapta, este... Nu mai sunt copaci. Chiar, hai să spunem că a fost proprietatea omului, dar chiar să nu pui un copăcel, nu te gândești că peste vreo 10 ani vine dealul ăla peste casă. Deci, practic, acolo s-a tăiat la ras, nu s-a pus nimic în loc. Bun, asta întreb. Vă gândiți să faceți, nu știu, așa, un fel de inventar al dealurilor chele, să zic așa? Am un ce mai serios. Dacă mergem la cei de la mediu, ar trebui să aibă la zi totul, dar nu au. Bine, asta nu putem să știm, nu. E o speculație, pentru că probabil știu. Ne-ați dat o idee. Ne-ați făcut să ne gândim la ceva. Să facem un inventar așa, a ce a mai rămas în... Păi... Că eu, mergând spre Voineasa, iarna care a trecut, am văzut mai încoace de obârșii al lotrului, ras, zone întregi. Intru și pe Mesagerul Hunedorian, pentru că astăzi mi s-a atras atenția de către o doamnă mai etichetat pe Facebook și bineînțeles că și-a luat bloc, pentru că nu poți să pui așa pur și simplu etichetă, dar una din știrile despre culmea, Comuna Șoimuș, în Comuna Șoimuș zice-se, sau nu știu care e legătura, nu știu dacă e în Comuna Șoimuș, legea este încălcată flagrant, dar stai să vedem unde găsim noi știrea, pentru că era, azi dimineață cel puțin era, hai să vedem sus, nu văd, e o cetățeancă nemulțumită pentru că se taie la cei care taie o pădure. Au intrat, zice doamna, abuziv pe terenul dânsei. Uite că nu mai găsesc acum știrea pe site. În sfârșit. Deci, din punctul meu de vedere... Nu. Știrea probabil că există, dar... S-a furat și știrea? Nu s-a furat știrea. Nu există așa ceva. Da. Probabil că o să o găsesc. Bun. Cât vor dura protestele? Din ce știți dumneavoastră, cât vor dura protestele la nivelul întregii țări? Pentru că se protestează, iată, e al treilea weekend cel care se apropie, da. În alte părți au ieșit mii de oameni. Da. Nu mai știu unde, erau peste 10.000 anunțați, tot de realitatea, pe realitatea.net am citit știrea respectivă. Cât va dura? Până când vom fi luați în seamă. Și sper că de curând. Cât mai repede, dacă e să fie după weekendul ăsta să iasă domnul Iohannis sau domnul Victor Ponta să spună, uite, vrem asta, să-și asume răspunderea unul sau celălalt, sau ministrul mediului, sau unul dintre ei să spună, eu vreau asta.
Să nu spună, mai știți că nu vrea celălalt, că mai este. Nu, eu vreau să-mi asum asta, codul Silvic, sau cum vreau ei să-i spună, să-l denumească. Vrem noi să câștigăm X sau Y, să dăm cu noroi în celălalt, cu un copac spre celălalt. Dar să spună, eu vreau asta pentru România, vreau asta pentru viitor. Deci cam asta e, ăsta e orizontul. Bun, între timp am găsit și știrea. Mulțumesc, Regia, mulțumesc pe tine, Mezaroș, că mi-ai spus unde să o găsesc. Nu mai aveam răbdare să o caut. Da, pe site-ul Mesagerului Hunedoian, la capitolul actualitate, terenul unei femei din Suliete distrus de tăietorii de lemne. Legea este încălcată flagrant, dar autoritățile se fac aplău. Un articol de Natalia Bumbac, 17 mai 2015, probabil a fost publicat aseară. O cetățeancă din Suliete s-a trezit cu terenul devastat după ce au început tăierile la pădurea care se învecinează cu proprietatea sa. Tăietorii de copaci au înființat ad hoc un drum prin mijlocul parcelei, pe unde trec cu camioanele pline de bușteni proaspeți tăiați, fără să țină cont că au încălcat o proprietate privată. După mai multe intervenții ale Gabrielei Petresc către autoritățile competente, nimeni nu a intervenit. Ba mai mult, au purtat-o pe drumuri de la o instituție la alta, fără ca nimeni să-și asume nicio responsabilitate. Bun, reprezentantul satului în primăria, da, Șoimuș, comuna este Șoimuș. Polițistul nu a înregistrat plângere, ia auziți. 9 runde de apeluri din partea femeii către pădurar, primar pe care nu l-a găsit la locul de muncă, dar fără niciun rezultat. Poate ne va răspunde primarul, cine știe. Uite, e un subiect și uite, e și fotografie de pe locul devastat al femeii, dacă mai îmi dai un pic laptopul. Se vede cum și-au făcut oamenii drum, n-au avut niciun fel de problemă. Bun, nu știu dacă știți, Consiliul Județean a încercat să limiteze într-un anume fel tonajul pe care l-au încărcat mașinile care transportă, nu știu, diferite mărfuri, dar îndeoseb lemne, pentru că se puneau pe peridoace foarte mult, da? Prefectul județului a contestat hotărârea, da, în contencios administrativ și a picat hotărârea asta cu regulamentul pentru drumurile județene și drumurile comunale. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu știu, știați despre lucrul ăsta? Nu am auzit. Deci trebuie să mulțumim domnului prefect? Da, trebuie să mulțumim domnului prefect. În fiecare zi. Ce părere aveți de treaba asta cu radarul pădurilor, cu tablete, cu alea de încredere? Domnul Baciu, vă rog. E o soluție. E o soluție. Dacă fiecare dintre noi am fi responsabili și când am vedea un transport care ni se pare nouă că nu e chiar în regulă, sunăm la 112. Simplu, durează 10 minute și... La toate transporturile. La toate. Deci la toate transporturile care le sunt de lemn, sunat. La toate. La toate. Deci la toate. Hai să-i verificăm pe toți. Bun, da, în cazul ăsta... Cei de la 112 care răspund acolo, sper că să fie înțelegători și cu noi, să-și asume și ei răspunderea că se taie păduri. Asta legal sau ilegal. E frumos să primești un răspuns, parcă dorm mai liniștit că e legal. Nici așa n-aș dormi liniștit că se taie din pădurile din România. Dar parcă dorm mai liniștit. Astăzi am citit un articol, o doamnă a reclamat 10 camioane cu lemne, dintre care 3 erau ilegale. 3 erau ilegale. 30%? Deci 30% din ce se transporta pe autostradă, pe lângă Sibiu. Am înțeles, deci practic încă merge treaba cu... Merge. Evaziunea și atunci și cu evaziunea și cu tăierile ilegale. Bun. Ar mai fi o soluție. Te rog. Sunt la pândă, că e vorba unui mare jurnalist. Stau la pândă. Acei polițiști rutieri. Chiar ei n-au prins nimic. Aș vrea să știu un raport, dar câte transporturi ilegale au ei? Zero, vă spun eu. Că n-au misiuni pe așa ceva. Au misiuni de stat la pândă, de luat cu 65-67, cu o babă că nu trece neregulamentar, lucruri care nu ne interesează. Lucruri care se pot... Bun, și astea sunt încălcări. Nu, hai să nu fim așa. Sunt încălcări ale legii. Adică toată lumea, din punctul meu de vedere, toată lumea ar trebui să respecte legea și nimeni... Fără doar și poate. Dar ar trebui să fie
echipaje și pentru așa ceva. Dacă domnul prefect sau cine dispune de... La intrare în județ, la ieșire din județ, socia să se verifică. O lună, două, trei, cinci ani. Vreau eu la mine acasă. În pătrățelul meu nu se fură. Bun, aici probabil că... În pătrățelul meu nu se fură. În pătrățelul meu nu se fură. Uite, și asta ar fi o... ar fi o soluție. În pătrățelul meu nu se fură. Meu nu se fură. De ce? Uite, îți demonstru, niciodată n-a ieșit nimeni cu lemn. De ce? Pentru că n-am prins pe nimeni. De ce? Pentru că verificăm toate. Acum poate cei care transportă lemn zice, ai Dumnezeule, primesc eu așa, pentru că aș avea ceva cu ei. Nu, trebuie să intrăm în normalitate, să fie o procedură frumos, mergi mai departe, nu, puțin ascuns, că și ai făcut o crimă. Și trebuie să fie altele, mai drastice, pentru că n-au nicio frică, n-au niciun Dumnezeu, n-au nicio... Nu țin cont de nimic. Ies în atât de mulți bani din lemn, încât nu îi interesează absolut nimic. Absolut nimic. Bun, cum ați caracteriza, pentru că avem o instituție care se numește Garda de Mediu, pe care eu personal sunt supărat. Cum ați caracteriza zero. Ați activitatea? Zero. Ați văzut-o? Zero. Păi știu cine. Eu, zero. Zero. Sau zero. Județ? Prospecțiuni, zero. Sondaje, sus, pe la releu. Bun, acolo am înțeles că este autorizație, am primit răspuns. Așa să știu, ar vrea să știu ce a făcut Garda de Mediu pentru pădurea Bejan din Deva. Un lucru, nu două, trei, zece, promovare, etc, etc. Pădurea Bejan, care este una dintre cele mai frumoase rezervații, rezervație naturală. Tot pe Facebook vedeam la un moment dat că s-a tăiat și de acolo și tot așa legal, deci am primit răspunsurile că totul este în regulă, că... Rezervația naturală Bejan s-a tăiat acum o lună de zile. Așa. Acum o lună de zile, din fața, exact, blocului de picnic. S-a tăiat. S-a tăiat. Și acolo este naturală. Rezervație naturală. Eu n-am auzit până acum niciun jurnalist să scrie despre chestia asta. Am văzut fotografiile pe Facebook, da. Am întrebat, da, domnule, și am venit tot așa sesizați de... Anul trecut s-a tăiat și din spatele pădurii Bejan. Acolo am înțeles că este proprietate privată a cuiva din Simerea, care a luat pe lângă rezervația naturală Bejan. Explicațiile astea le-am primit și noi, ca să spunem așa. Bun. Dar pot să spun că mizeria care este în pădurea Bejan este tot cei de la mediu. Am zis că se face 1, 2, 3, 4, 10 ani tot cei de la Let's Do It Romania voluntar acolo în fiecare an facem curat în pădurea de la Bejan și facem curat spre rușinea noastră. Deci, practic, ai fost la Let's Do It Romania de fiecare dată, nu? În ultima dată am lipsit. Ultima an am lipsit, da. Dar înainte da. Ai fost prezent da. Acolo, adică nu numai ieșim la protest și dăm din gură. Nu, mergem frumos, facem, strângem și tot ce se poate. Și făcut o curățenie la Bejan, a participat și el. Da, este cu prietena noastră comună, Monica Florescu, ne-a chemat frumos. Da, am văzut fotografiile pe Facebook, uite, chiar aș vrea să iau legătura și cu dânsa, să povestim un pic despre mediu și să încercăm să vedem ce se poate face, poate urnim lucrurile. Inițiativa asta ei vrea să o permanentizeze, deci tot timpul să aibă loc. Ca de altfel și ei am spus, eu nu vreau să fie permanentă, eu aș vrea ca cineva să facă curat și ulterior cineva să întrețină. Dar văd că... Momentan este nevoie să fie permanent. Permanent. Pentru că așa sunt românii. Lasă peturile pe unde merg. Peturi, hârtii, gunoaie. Hârtiile se degradează. Peturile, mai greu. Bun. Regia, cât mai am din emisiune ca să ne lămurim un minut și jumătate. Ok. Deci sâmbătă, ca să recapitulăm, sâmbătă e anunțat protest tot în același loc? Da, tot în același loc. 16... Mai exact, cu rugăminte, dacă se poate, mâine după masă, mâine seara la emisiune, să anunț oficial... Nu mâine seara, poi mâine, pentru seara, că mâine am o emisiune registrată, o emisiune pe care o să vă anunț în această seară, deci v-am pregătit la emisiunea întâlniri niște surprize extraordinare, a trebuit să fac așa o schimbare de ultim moment, dar o să vorbim imediat. Poi mâine să anunțăm. Da, vreau și eu un SMS măcar pe telefon sau un telefon înainte de emisiune. Bun, ca să știu dacă aveți sau nu aveți autorizație, da, să știm cum dăm știrea. Da. Certitudinea. Dacă este autorizație și grupul de inițiativă Civitas va fi lângă noi.
Bun, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Așteptăm toți de veni. Deci foarte sigur pe el, Alexandru. Da, eu sunt foarte sigur. Eu nu cred astăzi că cineva din administrația locală ar pune piedică la nu se mai săvârși crime la noi județ. Crime. Deci, eu spun crime până la final. Ne revedem, știu eu, la o dată ulterioară și povestim, dar aștept miercuri un semnal, ca să zic așa. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Stimați telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că v-ați uitat la noi. Mâine seară o ediție specială. De fapt, toate vor fi ediții speciale ale emisiunii Întâlnirii, o altfel de emisiune, o emisiune în care încerc să fac altceva. Lăsăm la o parte problemele noastre cotidiene, durerile de zi cu zi, grijile și încercăm să facem o emisiune mai de suflet, așa. Am un invitat special, un domn al muzicii românești, dacă pot să spun așa, o viață s-a însoțit cu muzica, domnul, de fapt, maestrul Constantin Arvinte, pe care o să-l vedeți dirijând pe 21 mai, chiar de ziua lui, la Deva, un spectacol extraordinar al ansamblului profesionist Drăgan Muntean. Uitați-vă mâine la emisiune, săptămâna viitoare, tot la Întâlniri, vă rezerv o altă surpriză, o emisiune pe care deja am înregistrat-o, dar noi ne revedem miercuri în direct. Rămâneți cu Unedoara TV, urmează Stele și Destin cu domnul Sora, care vine să vă spună. Da? Ne revedem așadar, toate cele bune și nu uitați, România nu e a lor, e a noastră.